europarlamentarul și președintele Partidului Mișcarea Populară, domnul Eugen Tomac, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Tomac, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Bine v-am regăsit! Președintele Klaus Iohannis a avut o întrevedere cu Donald Trump zilele acestea. Ce ați remarcat dumneavoastră din această întrevedere între cei doi președinți? În primul rând, orice contact la nivel înalt între reprezentanții statului român și administrația americană este de bun augur, având în vedere relația noastră specială, încurnată prin parteneriatul strategic pentru secolul 21, semnat la Washington în septembrie 2011. Am făcut parte din delegația președintelui Băsescu atunci când s-a semnat acest parteneriat strategic important. Cred că a fost o vizită importantă și pentru președintele Statelor Unite, pentru că am văzut în birou oval a făcut referiri la mult mai multe chestiuni decât vizează agenda noastră bilaterală, ceea ce arată că s-a simțit în prezența președintelui României cumva ca în familie, făcând trimiteri și la China și la Federația Rusă. Revenind la chestiunea noastră, sunt lucruri care au fost întărite în ceea ce privește relația noastră bilaterală. Știm de altfel că președintele Trump este foarte direct, este mult diferit față de predecesorii săi, indiferent de orientarea lor, republicană sau democrată, dar e pentru prima dată când se vorbește la nivelul cel mai înalt despre posibilitatea de a elimina vizele pentru Statele Unite, ceea ce este un lucru bun. Eu încurajez această cooperare româno-americană, pentru că sunt unul dintre cei care susține că noi avem o nevoie reală de acest parteneriat strategic să fie cât mai viu, nu doar să se limiteze la câteva colaborări punctuale. Merg des în Statele Unite, am avut prilejul să-l cunosc pe președintele Trump în cursul acestui an, chiar am fost invitat la un eveniment al Partidului Republican care s-a desfășurat în reședința președintelui Trump din Florida și mă bucur că am amintit de un lucru despre care puțin președinții americani au făcut referire, și anume despre prezența numeroasă a românilor din Statele Unite. În America avem 1 milion de români, unii născuți în țară și plecați acolo, alții născuți din familie de români, dar care respectă sau păstrează limba română și o legătură destul de puternică cu România, ceea ce este un lucru extraordinar. Iar pe linie politică, în Statele Unite s-a înființat chiar o organizație în cadrul Partidului Republican care unește doar pe românii republicani din Statele Unite și această referire, tocmai de aia spuneam că vizita l-a ajutat inclusiv pe președintele Statelor Unite pentru că a făcut multe trimiteri politice interne, cu efect intern pentru America, și asta arată până la urmă la un nivel de normalitate. Președintele Trump încurajează acest dialog bilateral între America și diferite state. Noi n-avem decât să ne bucurăm și sigur am văzut și documentul, declarația comună a celor doi șefi de stat care vizează chestiuni ce țin de securitate. Noi avem trupe americane pe teritoriul nostru, reprezentăm flancul estic al NATO, Rusia în continuare reprezintă o amenințare pentru noi și din acest punct de vedere este bine că se menține acest contact. Nu s-a oferit nimic nou. Să spui că te duci la Washington, cum, repet, a fost vizita din 2011, când s-a semnat un parteneriat strategic. Acum doar au fost evocate chestiuni care sunt definitorii pentru relația noastră cu Statele Unite. Și că tot ați amintit despre subiectul acesta al vizelor, care sunt interesați tot mai mult români, vreau să vă întreb, vă așteptați să se schimbe ceva în această privință după această întrevedere? Practic, suntem cu un pas înainte spre eliminarea vizelor? Sigur, sunt în Uniunea Europeană doar 5 state care mai au viză pentru Statele Unite. Noi, Bulgarii, Cipru, Polonia și Croația.
Însă noi am rămas cu o chestiune care apăsa foarte mult acum 10 ani, acum 15 ani, și anume vizele pentru Statele Unite, pentru că rata de refuz era foarte mare. De când am intrat în Uniunea Europeană, rata de refuz este foarte mică, dacă nu mă înșel, de jur de 90%. Deci, practic, aproape orice român care își dorește să ajungă în Statele Unite poate solicita această viză. Sigur că politic pentru noi este important să fim aliniați și să fim tratați ca toate celelalte state ale Uniunii Europene, și anume să nu mai există acest sistem de vize, pentru că o relație privilegiată se măsoară și în acest fel prin deschiderea pe care o manifestă o țară sau alta. Și eu cred că suntem pe un drum drept, fără a aștepta foarte mult, în care se vor lua decizii pe această linie. Sigur că decizia finală o are Congresul Statelor Unite și acolo există voci care știu că România este un partener extrem de important în flacul estic al NATO pentru Statele Unite. Și chestiunile de securitate sunt de interes uriaș și pentru noi, că fără securitate nu poți avea nici prosperitate, nu poți avea o perspectivă și, bineînțeles, că din acest punct de vedere relația rămâne esențială și eu cred că vizele vor fi eliminate. Poate fi tratat ca un joc de imagine, această vizită poate fi tratată ca un joc de imagine a președintelui înainte de alegeri. Practic mai sunt mai puțin de 3 luni. N-aș privi în această cheie și vă spun și de ce. Sigur că, repet, orice vizită în Statele Unite este importantă, în mod special o vizită a șefului statului român. Dar, dacă vreți, pot face o comparație care sunt convins că a rămas încă în memoria colectivă. Cu câteva luni înainte de alegeri, și Adrian Năstase l-a vizitat pe Bush și au făcut declarații în birou oval, dar asta, dacă poporul a decis altceva, nu a ajutat cu nimic o asemenea expunere care are o încărcătură puternică din punct de vedere al diplomației. Nu pot să nu neg că e un avantaj pentru președintele în funcție o asemenea vizită, dar atât timp cât ea se încadrează într-o limită a normalității și a consolidării relațiilor cu Statele Unite, și în România nu există partide politice la vârful lor care să conteste importanța parteneriatului strategic. Când ne referim la stânga, când ne referim la cei care chiar sunt prin comportament mult mai distanțați de valori pe care SUA le pune în prima linie, cum este statul de drept și nu numai, în România nu există această abordare de reținere în relația cu America și asta e un lucru foarte bun. Suntem în Uniunea Europeană, trebuie să ne integrăm mai mult în Uniunea Europeană, dar la ora actuală securitatea noastră este asigurată de Statele Unite și parteneriatul strategic pe care îl avem cu SUA și cu Marea Britanie ne garantează această libertate pe care o avem și de care ne bucurăm și e bine să păstrăm totul în limitele acestor chestiuni stabilite și asumate de România. După cum spuneam, sunt mai puțin de 3 luni până la prezidențiale. Cum se pregătește Partidul Mișcarea Populară pentru acest eveniment? Cel mai bine. Ați mers pe stradă? Ați început strângerea de semnături? Nu, noi vom avea duminică o ședință a Colegiului Național al Partidului Mișcarea Populară și în urma acestei ședințe vom prezenta candidatul cu care partidul nostru va merge în alegeri. Și o să vă explic de ce nu ne-am grăbit. Tot am sperat că aceste alegeri vor fi tratate cu mult mai multă maturitate de către partidele care tind să spună că vor în mod real să reseteze scena politică și vor să le ofere românilor o alternativă. O alternativă la actualul președinte Iohannis, o alternativă la ceea ce există la nivel parlamentar și guvernamental. Văzând că lucrurile au rămas într-o logică care nu
corespund așteptărilor pe care le au cetățenii, care au obosit, pur și simplu au obosit de atâtea promisiuni și angajamente neasumate. Îl avem pe președintele Iohannis, care a încercat, dar n-a reușit, că rezultatul este destul de previzibil, Dăncilă, ne place sau nu, este produsul unei înțelegeri între președintele Iohannis și Dragnea, pentru că nu avea nicio obligație să numească un al treilea premier al PSD după ce PSD singur și-a eliminat primii doi premieri fără a avea motive temeinice legate de actul de guvernare. Și, sigur, își dorește să-și mențină poziția de chiriaș la Cotroceni. USR Plus înșală electoratul pentru că l-au pe Dacian Cioloș, care stă mult mai bine decât Dan Barna, dar au preferat să-l arunce în această confruntare pe Dan Barna și asta înseamnă înșelătoria electoratului. Dacă vrei în mod real să faci o schimbare, vii cu cea mai bun. Asta este dacă și... putea domnul Cioloș să renunțe la funcția pe care o are în Parlamentul European, că știm că e președintele, practic, al pentru treilor... orice om politic din România, nu există o funcție politică mai importantă decât cea de șef al statului român. Nici o funcție europeană. Nici președinte al Consiliului European, nici președinte de Comisie European, nici președinte de Parlament European. Pentru orice om politic, cea mai importantă funcție politică este cea de președinte al României. Deci nu există o asemenea scuză. Ceea ce a făcut USR Plus este o înșelătorie a electoratului propriu, și aici oricine poate sesiza acest lucru. Politica nu înseamnă să faci doar ceea ce îți place. Politica este să faci ceea ce trebuie. Asta este și motivul pentru care PMP a tratat cu foarte multă seriozitate această campanie care se pregătește pentru alegerile prezidențiale și nu ne-am grăbit să prezentăm un candidat din rândul partidului cu scopul de a obține iarăși câteva sute de mii de voturi, cu scopul de a spune că avem o ofertă mult mai credibilă decât ceilalți. Nu, noi o tratăm ca pe o responsabilitate uriașă față de țară și vom veni cu un candidat care să răspundă acestor așteptări. Un candidat care să reprezinte o Românie normală, în adevăratul sens al cuvântului, un candidat care să aibă și curaj, și determinare, și diplomație multă, și pregătire și o educație foarte bună, un om care să reprezinte o Românie care să identifice majoritatea românilor. Și în acest sens am făcut foarte multe cercetări, am discutat cu multe personalități și vă asigur că candidatul pe care îl va prezenta Partidul Mișcarea Populară la colegiul nostru de duminică poate în mod real să revoluționeze scena politică în această bătălie. Eu cred în acest lucru și sunt convins că jocurile și cărțile nu sunt făcute încă pentru alegerile prezidențiale. Candidatul va veni din interiorul partidului sau este un candidat din afara partidului? Las acest lucru să-l descoperiți și dumneavoastră și toți cei care vă urmăresc zi de zi. Ne lăsați așa cu emoții până duminică. Dezbaterea de duminică, da, pentru că așa este corect. Pe ce teme veți merge în această campanie? În primul rând, nu putem ignora o realitate, și anume că instituțiile statului român au intrat într-o stare de amorțeală. Iar chestiunile pe care le dezbatem de lună încoace, ce țin de siguranța cetățeanului, nu țin doar de nefuncționalitatea la parametrii normali a instituțiilor care au obligația să mențină ordinea publică, ci pur și simplu trebuie să ne uităm și la rădăcina problemei. Noi avem o problemă uriașă în educație. Domnul președinte ne-a spus că pentru mandatul domniei sale educația va fi o prioritate. Nu s-a schimbat nimic. Ori noi avem nevoie de dezbateri vii, de angajarea tuturor factorilor care pot contribui la îmbunătățirea întregului sistem de educație, de siguranță publică, chestiuni care sunt vitale și fundamentale pentru societate. Vom acorda mult
timp pentru aceste subiecte în dezbaterea pentru alegerile prezidențiale. În mod sigur, există priorități care țin de fișa postului președintelui României. Și aici intră politica externă, de bună seamă, rolul nostru în Uniunea Europeană. Și da, președintele Iohannis a menținut această linie și orice român rațional observă această chestiune. Numai că avem nevoie de o nouă dinamică pe dimensiunea europeană, în relația cu statele mai mari și în relația cu statele cu care avem legături foarte puternice și pe care nu le fructificăm. Deci avem nevoie de mai mult dinamism, inclusiv în interiorul Uniunii Europene. Despre Europa vom discuta în mod sigur și, nu în ultimul rând, cred că avem nevoie de un președinte care să genereze teme noi, care să angajeze societatea în dezbateri. Am mers mult prea mult pe teme pe care politicienii le-au vândut din interes și prea puțin s-a discutat despre prioritățile reale ale țării. Președintele poate multe lucruri trasa pentru societate, fie când ne referim la politici, fie când ne referim la teme ce țin de, trezirea acestui simț civic. Românilor, dacă le explici de ce este bine să se implice, ei o fac fără mare efort în comparație cu alte națiuni. Tocmai de aceea noi vom încerca să venim împreună cu candidatul Partidului Mișcarea Populară cu teme precise, cu teme clare care produc efecte imediat sau pe termen mediu și pe termen lung se vor simți schimbări fundamentale. România are nevoie de o resetare reală. Cum vă așteptați să decurgă votul în diaspora de această dată? Am văzut. Sper. La europarlamentare au fost cozi uriașe, unii n-au putut să voteze. Acum sunt 3 zile, ce-i drept. S-a făcut o eroare aici, pentru că ne-am propus 2 zile, vot anticipat, sâmbătă și duminică. Vineri, puțin români își lasă locul de muncă să meargă să voteze. Asta este punctul meu de vedere. Plus că, din punct de vedere organizatoric, și am atras atenția aici guvernului, este foarte dificil să găsești pentru sutele de secții noi înființate în Uniunea Europeană, în mod special, persoane dispuse să lipsească de la locul de muncă sau să stea în secțiile de vot minim 5 zile. Pentru că dacă votul durează 3 zile, îți trebuie cel puțin o zi înainte să participi la procesul de constituirea biroului electoral, secției de vot și cel puțin o zi după ce se încheie procesul de vot, pentru că sunt multe secții unde nu se numără sau nu se încheie procesul verbal în aceeași noapte, deci durează inclusiv până se predă procesul verbal și ziua de luni. Deci va fi foarte dificil din punct de vedere logistic să organizezi aceste secții. Tocmai de aceea, cred că este esențial ca guvernul să nu mai aibă această abordare de reținere față de diaspora doar de națiuni politice, pentru că nu obține suficiente voturi PSD-ul. În diaspora există foarte multe organizații neguvernamentale cu un CV în ceea ce privește responsabilitatea și un trecut foarte onorabil și cred că trebuie să implice aceste organizații în procesul de organizare a alegerilor. Pentru că doar așa se pot înființa secții noi și funcționa cât mai eficient în cele 3 zile de vot. Altfel, dacă se vor face secții în hoteluri și în locuri necunoscute de nimeni, cu jumătate din membrii absenți, pentru că nu va sta nimeni 3 zile, 5 zile, așa cum am subliniat, riscăm să se repete situația, pentru că numărul este uriaș. Am văzut un raport al guvernului prezentat în această vară, în care se vorbea despre prezența aproape a 5 milioane de cetățeni români în Uniunea Europeană. Vă dați seama, 5 milioane de cetățeni români, nici 5.000 de secții, dar ajunge dacă în mod real, parte dintre ei și-ar dori să participe. Și numărul va fi de peste 1 milion de cetățeni români prezența la vot în străinătate. Și guvernul trebuie să se pregătească la o asemenea prezență. Și în Marea Britanie, și în Italia, și în Spania, și în Franța,
și în Germania și peste tot. Altfel, riscăm să se repete situația de la europarlamentare, unde existau indicii că va fi o prezență foarte mare în comparație cu anii anteriori, pentru că, de obicei, alegerile europarlamentare erau organizate cu o oarecare lejeritate, având în vedere că cetățenii români pot vota și în statele unde locuiesc temporar și pentru partidele de acolo. Ei, de data aceasta au vrut să voteze pentru partidele românești. De ce? Spun că era previzibil pentru că a fost un număr foarte mare la referendumul pentru familie din toamna anului trecut, în comparație cu alte referendumuri pe care statul român le-a organizat în străinătate. Dar mai vorbim de nemulțumirile diasporei în general pentru în ceea ce privește actuala guvernare și modul în care se desfășoară lucrurile în România în ultima perioadă. Nemulțumirea este firească pentru că acești oameni au plecat în urmă cu 4, 5, 6, 7 ani de zile și văd că în statele unde locuiesc, chiar dacă venitul nu este foarte mare, regulile sunt respectate. Aici este problema noastră ca societate. Când vezi că ai nevoie de lucruri elementare, iar statul are un comportament încă destul de primitiv între a servi și a-ți răspunde solicitărilor, apare această frustrare și nemulțumire și dorești să sancționezi puterea. Iar PSD-ul reprezintă această întruchipare a tot ceea ce a însemnat respingere față de schimbare. Mulți spun, nu e nimic diferit între noi și celelalte state. Ba da, sau expresia asta. Și la ei e corupție. Așa este. Dar când te duci în Italia, ești tratat foarte bine într-un spital. Când te duci în Franța, școlile sunt bine puse la punct și primești pe copiii români și se integrează foarte rapid. Când te duci să soliciți o adeverință, nu-ți cere nimeni un plic cu 102 de euro, dar în România se practică că doar ai venit de la muncă din străinătate și nu-ți dă primăria o autorizație sau o adeverință până când nu se respectă circuitul micii corupții. Mica corupție încă ține departe diaspora de România. Pe final, aș vrea să discutăm și despre actuala guvernare condusă de Viorica Dăncilă. Există acum câteva tensiuni, sau cel puțin așa... Artificiale. Artificiale, cum spuneți dumneavoastră, între PSD și ALDE. Vă așteptați ca ALDE să iasă de la guvernare în nu. Perioada următoare? Și nici nu s-a pus vreodată problema să iasă. Sunt convins că domnul Tăriceanu vrea să iasă de la guvernare, dar în afară de domnia sa, nici un reprezentant al partidului pe care îl conduce nu vrea să plece. S-a și văzut, s-au împărțit la bani, toate ministerele conduse de ALDE au o rectificare pozitivă, deci aici Dăncilă a jucat abil, a plusat astfel încât să nu existe niciun fel de tentație de a veni din partea ALDE vreo mișcare surpriză în ceea ce privește forțarea unui candidat comun pe această dimensiune ce ține de guvern. Și cred că ALDE abia acum începe să înțeleagă că a luat 4% la europarlamentare. Un partid care are 4% și are jumătate de guvern, pentru că au intrat mult mai mulți reprezentanți ai ALDE în multe structuri ale statului decât își putea imagina oricine altcineva, au al doilea om în stat și totuși n-au reușit să obțină un scor care să-i valideze ca partid. Și bineînțeles că din punctul ăsta de vedere nimeni nu are de gând să părăsească Ciolanu. Deci spuneți că e mai mult un joc de imagine. A încercat domnul Tăriceanu să forțeze limitele doar propagandistic din punct de vedere politic, dar lucrurile sunt închise. Nu va exista nicio plecare ALDE de la guvernare și, repet, abia acum acești oameni încep să înțeleagă că sunt din ce în ce mai nerelevanți și chiar și Dăncilă își permite să-i țină pe holuri, să o aștepte și să nu aibă niciun fel de emoție, pentru că nu va pleca nimeni. Mai repede rămâne domnul Tăriceanu cu ștampila și unii dintre ei se duc la PSD,
decât să plece de la guvernare. Ați văzut, mai nou este un schimb de replici între Victor Ponta și Viorica Dăncilă. Victor Ponta este în opoziție, din punctul dumneavoastră de vedere, așa cum afirmă dânsul, cum vi se pare? Victor Ponta face ceea ce a făcut tot timpul. Una spune și alta face. Deci nu e nimic nou sub soare. A vrut să obțină ceva de la guvern, nu i-a ieșit. A încercat să-l păcălească pe Tăriceanu, dar a uitat că Daniel Constantin a fost dat afară în șuturi din ALDE. Deci, la ora actuală, nici el nu știe cum să se poziționeze, dar dacă avea curaj și își dorea în mod real să schimbe ceva, se arunca în bătălia pentru prezidențiale, că nu este obligatoriu să o câștigi, dar cel puțin sigur obținea un scor mai bun decât Dăncilă și Tăriceanu și asta îi asigura o altă perspectivă pentru partidul lor. Dar nu mă surprinde cu nimic Victor Ponta. Este același care a fost întotdeauna. Una spune, alta face. Partidul Național Liberal a adus în discuție o eventuală moțiune de cenzură. Este oportună o moțiune de cenzură înainte de alegerile prezidențiale? Noi sigur vom vota orice moțiune de cenzură. Considerăm că guvernul Dragnea III, întruchipat astăzi de doamna Dăncilă, e o catastrofă națională. Este un guvern unde nu există autoritate, unde din inerție se mișcă totul, și un guvern care risipește resursele fără nicio logică. Vedem un ministru al finanțelor care dă impresia că după ora 3 dimineața se uită prin mapa pe care o are și nu știe ce vorbește de la o zi la alta. Deci tot acest haos generalizat nu inspiră niciun fel de încredere și asta se răsfrânge în mod special asupra mediului de afaceri. Puțini oameni vorbesc despre efectele reale, în economia reală a unor politici haotice. Au modificat de peste 100 de ori codul fiscal. Nu vine nimeni să investească într-o țară unde nu există predictibilitate și unde, subliniez, contradicțiile apar de la o zi la alta. Scot pensiile speciale, le păstrează. Elimină biletele de tren pentru parlamentar, le păstrează. Chestiuni mici. Nu așa se guvernează o țară. O țară, pentru o țară trebuie să ai viziune, voință și oameni capabili să implementeze acele politici pe care ți le asumi. Ori la ora actuală asistăm la un guvern care știe că pleacă și nu se mai întoarce niciodată și atunci după noi potop. Dar este pregătită opoziția să preia guvernarea? Nu știu dacă opoziția toată își va dori să își asume Am văzut la USR Plus nu prea e dorință de a prelua. Da, asta înseamnă să fugi de responsabilitate în politică. Sublinez încă o dată, în politică nu faci doar ce-ți place. Sau acest nivel de a face politică arată trădarea electoratului, pentru că un om politic își asumă și lucrurile care îi convin și care nu îi convin. Ori, la ora actuală, toată lumea se bazează pe o încercare de a păcăli electoratul pe erorile celui care guvernează. Nu, când dai ocazia, dai guvernul jos imediat. Și am avut această ocazie după referendum. Deci, nu-mi dau seama dacă PNL-ul are curajul să depună o moțiune chiar acum, prima zi de sesiune parlamentară, dar eu, dacă aș fi fost în locul lor, aș fi trimis-o pe Dăncilă la casă. Cum ar trebui să arate un nou guvern? Un nou guvern până la alegerile generale poate fi instalat oricând, dar în primul rând trebuie să existe un guvern format din oameni curajoși care știu despre ce este vorba. Actul de guvernare a căzut foarte mult pe timpul guvernării Dragnea, pentru că din dorința de a avea oameni ușor de controlat și de ținuți într-o tensiune continuă, a pus oameni foarte slabi, nepregătiți, oameni care doar s-au bucurat că sunt investiți cu semnătura finală. În rest, n-au avut idee despre... Dați un domeniu
unul singur în care în ultimii 4-5 ani de zile s-a făcut performanță. N-am construit autostrăzi, avem o centură în jurul Bucureștiului. Suntem singura capitală din Uniunea Europeană care nu are o centură, nu vorbesc de mai multe, în jurul capitalei, o capitală de 3 milioane, de peste 3 milioane de cetățeni. Deci sunt foarte multe chestiuni care trebuie corectate imediat. Și aici nu ține de guvern de o culoare sau alta, ține de capacitatea unui ministru de a-și impune autoritatea imediat și de a trasa obiective precise și a cere termene exacte. Ori la noi totul este o improvizație continuă și o scuză. Am văzut cât de penibil a fost ministrul transporturilor în explicațiile pe care le oferă publicului pentru întârzieri la proiecte de infrastructură majoră care trebuiau de mult implementate. Domnule Tomac, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm pe la noi. Vă mulțumesc. Mulțumesc mult.